seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! În această săptămână vorbeam cu o cunoștință și îmi spunea că îi place foarte mult în fiecare vineri seara de la ora 9 că aude câte o povestioară. Și m-a bucurat acest lucru și vă spun sincer că și eu aștept cu nerăbdare vinerea să pot să spun o nouă povestioară din care să tragem învățături. De asemenea, aceeași persoană mi-a zis: măi, în ultima perioadă m-am confruntat cu mai multe probleme. M-am simțit copleșit, m-am simțit la pământ, efectiv nu mai găseam nicio soluție și nu mai știam ce să fac. Și atunci mi-a venit în cap o altă povestioară pe care am auzit-o de la bunicul și sună cam așa. Era vorba de o fată. Această fată, exact ca și cunoștința mea, era copleșită de necaz. Nu știa ce să mai facă și s-a dus la mama ei și a spus că se simte fără puteri, efectiv, și că vrea să renunțe. Și atunci mama ei a chemat-o în bucătărie, a pus pe foc 3 oale cu apă și le-a lăsat să fiarbă. În momentul în care apa a început să clocotească, în primul vas a pus un morcov, în al doilea a pus un ou și în al treilea vas a pus câteva boabe de cafea. După aproximativ 20 de minute, mama oprește focul și scoate pe o farfurie morcovul, pe o altă farfurie pune oul și într-o ceșcuță toarnă puțină cafea. Fata a fost mirată și a întrebat-o: ok, ce sunt lucrurile astea? De ce mi le-ai pus în față aici? Și mama i-a zis: apropie-te și pune mâna pe ele, simte-le. A pus mâna pe morcov și a observat că este moale, a decojit oul și a observat că ceea ce se afla înăuntrul acum este tare și a sorbit o gură de cafea care era foarte aromată. Și fata în momentul acela a zis: ok, am văzut aceste lucruri, dar ce vrei să spui cu ele? Mama atunci a zis: uite, morcovul înainte să fiarbă era foarte, foarte tare, era puternic, dar în momentul în care a fiert, el a devenit slab, moale. Oul, conținutul oului, era lichid și era protejat de coaja fragilă, dar în momentul în care a fiert, interiorul a devenit puternic. Iar cafeaua, ce a făcut când a fost fiartă? A lăsat aroma și culoarea ei în apă. Toate cele 3 elemente au suferit aceeași provocare, să spunem. Apa fiartă. Iar reacția lor a fost diferită. Și atunci mama a întrebat-o pe fată: care dintre cele 3 lucruri ești tu? Ești o fată puternică, care atunci când vine în contact cu ceva rău care se întâmplă în viața ei, cu o nenorocire, devine moale. Ești moale care atunci când o experiență negativă te întărește și te face să fii mai puternică, sau atunci când vine o nenorocire asupra ta, tu lași în jurul tău aroma și lași în jurul tău savoare. Care dintre cele 3 elemente ești tu? Atunci fata a înțeles că, indiferent de lucrurile grele pe care le are și le întâmpină în viața ei, cel mai bine pentru ea ar fi să fie exact ca boabele de cafea, să răspândească în jur bunătate, aromă, fericire. Nu să devină moale și nici să se îndârjească foarte tare, ci să reacționeze exact ca un bob de cafea. Și acum eu vă întreb pe dumneavoastră: când încercările bat la ușă, când greutățile vin, cum reacționați? Așa cum reacționează un morcov atunci când este fiert? Așa cum reacționează un ou? Sau cum reacționează cafeaua? În seara aceasta, pentru a vă răspunde la întrebările pe care ni le-ați trimis până acum, așa cum v-am obișnuit, Cornel Dărvășan este alături de mine în platou. El este teolog și va încerca să răspundă cât mai bine întrebărilor pe care ni le-ați scris din Biblie. Pentru că așa se numește emisiunea Răspunde Biblia. Cu ajutorul Domnului încercăm să dăm cele mai bune răspunsuri pentru dumneavoastră. Așa că dacă aveți în continuare lucruri pe care vreți să ni le transmiteți, vă rugăm să ne scrieți în live-ul din această seară, exact aici pe pagina de Facebook, și noi încercăm în limita timpului dedicat emisiunii să vă răspundem. Bună seara, Cornel! Bine ai revenit la noi în platou! Bună seara, Loredana! Bună seara, dragi prieteni! Este un privilegiu pentru mine să fiu aici de fiecare dată. De asemenea, un lucru foarte important pe care vreau să-l mai spun înainte să încep să-i citesc întrebările lui Cornel este
cred că a treia căsuță, așa cum vă uitați la caseta de live, pe care scrie distribuie. Vă rugăm să faceți acest lucru, să distribuiți videoul la care vă uitați în acest moment, pentru că este posibil ca prietenii dumneavoastră să dorească să se uite și să afle și ei răspunsuri la întrebări din Biblie și din viață. Cornel, să știi că am o serie de întrebări pentru tine și o să încep foarte rapid, pentru că timpul din nefericire este limitat. Iosif ne scrie, vă rog să-mi explicați Apocalipsa, capitolul 8, versetele 12 și 13. Apocalipsa este o carte încifrată. Ce înseamnă aceste cifruri? Ce înseamnă simbolurile? Simbolurile sunt niște cuvinte care pot să-și găsească explicația în mod special în cartea Apocalipsei din Vechiul Testament. Spre exemplu, în momentul în care vorbești despre trâmbițe, despre ce este vorba aici, se are în vedere sărbătoarea trâmbițelor din Vechiul Testament. La simbolurile cărții Apocalipsa sunt o serie de interpretări. Ai spus textul din Apocalipsa 8, versetele 12 și 13. 12 și 13. Spune așa, al patrulea înger a sunat din trâmbiță și a fost lovit a treia parte din soare, a treia parte din lună, a treia parte din stele, pentru ca a treia parte din ele să fie întunecată, ziua să-și piardă a treia parte din lumina ei, noaptea de asemenea. M-am uitat și iată, am auzit un vultur care zbura prin mijlocul cerului și zicea cu glas tare, vai, vai, vai de locuitorii pământului din pricina celorlalte sunete de trâmbițe și ale celor trei îngeri care au să mai sune. În cartea Apocalipsă există foarte multe corespondente ale cifrei 7. Sunt 7 peceți. Sunt 7 biserici. Iată, aici sunt 7 trâmbițe. Sunt foarte mulți cercetători ai profeției care încearcă să ofere niște corespondențe istorice. De exemplu, bisericile cele 7 din Apocalipsa, Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, ar însemna, după părerea unora, în primul rând, 7 biserici din Asia, din secolul I, și în concluzie profetică înseamnă și 7 perioade ale istoriei omenirii. E bine, Efes însemnând biserica primară, Smirna însemnând biserica persecutată, adică toate aceste biserici ar însemna 7 perioade de timp până în zilele noastre când ar fi Laodicea, biserica creștină de azi. La fel, celelalte simboluri, pecețile, prima pecete, a doua pecete, a treia pecete, corespund acestor 7 intervale de timp. Ei bine, după părerea exegeților, aceste trâmbițe nu fac un dezacord cu această regulă de interpretare. Cu toate acestea, vreau să spun lui Dana că s-au scris metri de bibliotecă despre trâmbițe. Când eram student la Institutul Teologic, am găsit câteva teze de licență ale unor colegi care au terminat mai devreme decât mine și care și-au dedicat viața studiind trâmbițele. Și noi cu mare certitudine am încercat să spunem trâmbița cu tare înseamnă cu tare, trâmbița cu tare, interpretarea profetică ar putea însemna Imperiul Otoman, spre exemplu, aici. Trâmbița cincea înseamnă arabii, musulmanii și așa mai departe. Vreau să spun că eu înțeleg un lucru. Aceste trâmbițe nu sunt altceva decât niște judecăți ale lui Dumnezeu peste pământ, îngerul al cincilea a sunat din trâmbiță, al șaselea a sunat din trâmbiță, da? Când sună îngerul al șaselea din trâmbiță, lucrurile deja încep să devină nenorociri, da? Este ultima fază și când sună trâmbița a șaptea, lucrurile sunt gata din punct de vedere al escatologiei, al evenimentelor finale. Așadar, în seara aceasta nu voi spune trâmbița a patra reprezintă Imperiul Otoman. Pentru că am motive ca să fiu circumspect. Dar pot să spun că aceste trâmbițe sunt niște evenimente ale judecății lui Dumnezeu peste pământ și îi rog pe cititorii noștri să exploreze interpretările profetice cu privire la aceste trâmbițe în diferite culturi, în diferite biserici. Eu cred că mai de preț decât a identifica istoric astăzi o trâmbiță și mâine a schimba această interpretare, care poate că nu s-a împlinit așa cum trebuie și acum este o altă trâmbiță în locul ei, mai de preț decât aceste interpretări care uneori pot să sufere modificări, este un singur lucru și anume, când îngerul sună din trâmbiță
Dumnezeu este suveran, pământul este judecat. De aceea, toate judecățile care vin peste pământ nu sunt altceva decât niște semne foarte clare ale faptului că Dumnezeu guvernează și că într-o zi Dumnezeu va împlini planul lui cu privire la pământ și anume va aduce împărăția lui pe pământ. Iar chestiile astea nu sunt bazme de adormit copii. Sunt, într-adevăr, lucruri pe care cartea Apocalipsei le descifrează. Așadar, în interpretarea clasică, aceste trâmbițe pot să fie anumite imperii, anumite forțe politice prin care Dumnezeu a dus niște judecăți asupra pământului, dar cel mai important este nu să identificăm neapărat și să se certe teologii între ei care trâmbiță este identificată cu o împărăție sau cu altă împărăție, ci cel mai important este să înțelegem că toate aceste nenorociri, toate aceste judecăți al lui Dumnezeu sunt aduse pentru ca noi să ne deschidem ochii și să vedem cine este suveranul și noi oamenii să putem să ne punem întrebarea, suntem pregătiți pentru judecățile lui Dumnezeu? Asta vreau să spun. O a doua întrebare tot din partea lui Iosif Cornel. Care este influența directă a principiilor sănătății asupra scopurilor spirituale și cum se leagă sănătatea poporului lui Dumnezeu de evenimentele sfârșitului? Cuvântul Dumnezeu spune, trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Acum, cu privire la lucrurile foarte importante la vremea sfârșitului, eu cred că odată cu vestirea celor trei soli îngerești din cartea Apocalipsei, ce înseamnă asta? Uite, vreau să-ți citesc câteva lucruri, că este foarte important în legătură cu evenimentul sfârșitului. În partea Apocalipsei, la capitolul 14, se vorbește despre trei soli îngerești. Adică e ca și când niște îngeri ar vorbi pe pământ. Solia numărul 1 zice atât de frumos, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă căci ați sosit ceasul judecății lui. Solia a doua zice, a căzut Babilonul, cetatea cea mare, care a depat toate neamurile din vinul mâniei de sfârnării ei. Solia a treia, dacă se închine cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte și pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui. Apoi, cuvântul continuă, după aceste trei soli îngerești, care sunt ultima avertizare pe care Dumnezeu vrea să o dea oamenilor, cu o frază foarte interesantă. Aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Iisus. Iar după asta, imediat după proclamarea celor trei soli îngerești, vine Domnul Iisus, spune așa, apoi m-am uitat și iată că un nor alb și pe nor și dea cineva care semăna cu un fiu al omului, pe cap avea o cunună de aur, iar mână o secere ascuțită. În contextul acesta, al vestirii celor trei soli îngerești, cred că problema sănătății și mesajul sănătății, solia reformei sănătății sau reformei sanitare, va însoți această predicare din punct de vedere spiritual și copilul lui Dumnezeu vor avea succes în a predica Evanghelia lui Dumnezeu în aceste zile pentru a pregăti un popor pentru venirea lui Iisus. De ce cred lucrul acesta? Cred că aceste trei soli îngerești sunt însoțite atât din punct de vedere spiritual de mesajul lui Dumnezeu, cât și din punct de vedere fizic de mesajul lui Dumnezeu. Noi nu ne referim doar la sănătatea spirituală, în sensul că suntem niște sfinți care, plini de boli, cu tot felul de suferințe, vrem să predicăm împărăția lui Dumnezeu. Nu, idealul lui Dumnezeu este altul. Trupul vostru este templul Duhului Sfânt. Noi vom avea un mesaj atât pentru sănătatea fizică, cât și pentru sănătatea spirituală. Nu doar sufletul. Știu că unii batjocoresc această atitudine. Spre exemplu, odată eram la o întâlnire și cineva spunea, bă, voi adventiști cu Evanghelia culinară, mai lăsați-ne în pace. Și am zis, stați puțin că nu e chiar așa. Nu există Evanghelie culinară. E vorba despre o Evanghelie veșnică. Iar în această Evanghelie veșnică, vestită tuturor locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărui seminție, oricărui limb și oricărui norod, privește omul ca întreg, ca ființă holistică. Și trupul vostru, și sufletul vostru, și duhul vostru să fie păzite întregi până la venirea Domnului Iisus Hristos. De aceea, se are în vedere întregul ansamblu al ființei umane, atât spiritul cât și sufletul, cât și trupul. Spiritul înseamnă duhul, înțelepciunea, sufletul înseamnă latura emoțională, iar trupul este latura fizică. Așadar, în această generație de excepție, Dumnezeu va ridica
oameni, bărbați și femei, tineri și tinere, care, respectând principiile reformei sănătății, vor putea să înțeleagă ultima bătălie spirituală a acestui pământ. Poate că unora li se pare foarte ciudat ceea ce spun, nu este ciudat deloc. Cred că alimentația noastră, odihna noastră, cel care vorbește are multe de îndreptat, mai ales la capitolul odihnă. Odihna noastră, mișcarea fizică, toate principiile unei sănătăți pe care astăzi omenirea le cunoaște, împletite cu mesajul lui Dumnezeu ca un ultim apel pentru omenire, va crea forța motrice necesară ca Evanghelia să fie provăzită în toată lumea și după aceea să vină sfârșitul, adică să vină Domnul Iisus Hristos, iar oamenii care au crezut și și-au pus viața în îndoială să fie mântuiți. Gabriel ar dori să știe care este scopul lui Dumnezeu cu privire la pământ. Doresc eu moartea păcătosului, zice Domnul Iisus Hristos. Nici de cum. Eu doresc ca păcătosul să se întoarcă de la calea lui ce are și să trăiască. Când se referă la pământ, probabil că ascultătorul nostru sau ascultătoarea noastră se referă la oamenii de pe pământ. Ce se întâmplă pământul ăsta, nu neapărat la țărâna pe care noi călcăm. Acesta este scopul lui Dumnezeu. Mântuirea oamenilor, salvarea oamenilor dintr-o lume de păcat, dintr-o lume rea, odioasă, orgolioasă, cu toate relele de pe lume. Dumnezeu zice, mi se zbate inima în mine, Efraime. Asta își dorește Dumnezeu. Numai că, în ciuda faptului că Dumnezeu ne-ar fi putut crea cu următorul chip în creier. Dărvășane, zici, Doamne ajută, dimineața treci din pat. Nu zici, Doamne ajută, stai acolo. Nimic, stai acolo în pat. Zici, Doamne ajută, Doamne ajută, ok, ridică-te. Dumnezeu putea să impună niște lucruri atât de simple încât noi să le recunoaștem în fiecare secunde. Nu poți să mănânci înainte de a zice Doamne ajută. Zici Doamne ajută, mănânci, nu zici, nu mănânci. Dumnezeu, cu toate că este atotputernic, asta vreau să spun, El nu impune niciodată nimănui. De aceea El cheamă și spune, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu voi da odihnă. Răspunsul la această chemare ne aparține. Scopul lui Dumnezeu este salvarea omului. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară și să aibă viață veșnică. Dar, în același timp, Dumnezeu nu impune această ascultare și Dumnezeu nu dorește ca să tragă sfori, ca El să ni se vâră pe gât. Aoleu, nu vreau nimic, nu vreau pocăință, nu mă interesează chestiile astea. Ah, ce rău e să... Nu. Nu vrei, treaba ta. Dar, într-o zi o să regreți dacă nu vrei. Asta este problema. Pentru că păcatul trebuie terminat. Istoria păcatului trebuie terminată. Eu acum mă gândesc că tu te-ai gândit că e varianta aceasta a oamenilor de pe pământ. Da. Eu mă gândesc la pământul în sine, pământul care a fost în sine creat. Are o poveste asemănătoare și anume, zice în Apocalipsa capitolul 11 cu versetul 18, foarte interesant, neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia ta, a venit vremea să judeci pe cei morți, să răsplătești pe robii tăi proroci, pe sfinți și pe cei ce se tem de numele tău, mici și mari, și să prăpădești pe cei ce prăpădesc pământul. Iată că sunt forțe care încearcă să aducă dezastru asupra pământului, chiar asupra solului, asupra pământului pe care noi stăm. E bine, pământul acesta este contaminat de păcat. Dumnezeu va îngădui ca împreună cu păcatul să ardă acest pământ infestat și infectat de păcat. Este ca și când ai o epidemie de omizi undeva într-un copac și trebuie să le arzi pentru ca copacul să fie sănătos mai departe. Îți pare rău pentru ele, deși nu ne prea pare rău, trebuie să oprești acest flagel ca nu cumva tot copacul să se transforme în omiz. Istoria pământului nostru, istoria păcatului nostru este ca o pată neagră în istoria acestui univers. Dumnezeu a făcut tot posibilul pentru a salva neamul omenesc și pentru a întoarce lucrurile de partea sa, însă cei care vor dori să se lipească de păcat, să rămână în păcat, va trebui să ardă împreună cu pământul. Zice cuvântul lui Dumnezeu, în a doua Petru, capitolul 3, ziua Domnului va veni ca un hoț. În ziua aceea, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Trupurile cerești, eu cred că și luna va arde. Cred că oriunde omul a ajuns, păcatul a ajuns. Și cred că trupurile cerești asta înseamnă. Iar după ce arde pământul cu tot ce este pe el, cuvântul Dumnezeu spune, apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi periseră și marea nu mai era, în Apocalipsa capitolul 21,
Asta înseamnă că Dumnezeu va recrea pământul cel nou și cerul cel nou sub ochii mântuiților. Ceea ce este fantastic, ceea ce este absolut fabulos. Tot Gabriel ar dori să știe ce este regatul sau împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu este acea entitate care are niște reguli și niște etică, așa cum Iisus a spus când era pe pământ. Practic, predica de pe munte vorbește despre etica împărăției lui Dumnezeu. Cine dorește să se înscrie în împărăția lui Dumnezeu, trebuie să respecte această etică a împărăției. Regula de aur a eticii împărăției este următoarea. Tot ce voi să vă facă voi oamenii, faceți-le voi la fel. Împărăția lui Dumnezeu este ofensiva lui Dumnezeu de a deschide o listă cu toți cei care doresc să fie salvați din această lume a păcatului și să-i aparțin lui Dumnezeu. Ei bine, pe această listă se ajunge prin credință și prin dorință. În momentul în care ești înscris pe această listă și vrei să fii înscris pe această listă, intri pe poarta de intrare care se numește botezul și te ții de Domnul Iisus Hristos. Și cine se ține de Iisus Hristos este predestinat la mântuire. Dacă tu te ții de Iisus Hristos și vrei să asculți pe Dumnezeu prin Iisus Hristos, tu nu poți pierde mântuirea. Aceasta este fabulos. De asemenea, împărăția lui Dumnezeu este reprezentată prin foarte multe pilde. Se numesc pildele împărăției. Și Domnul Hristos spune de multe ori, împărăția cerurilor se seamănă cu. Împărăția cerurilor se seamănă cu. Un gospodar care a găsit mărgăritare frumoase. Cu. Un gospodar care s-a dus să sape și a găsit o comoară. Toate aceste simboluri sugerează un singur lucru. Împărăția lui Dumnezeu este o prioritate pentru omul care dorește să aparțină acestei împărății, mai mare decât orice. Domnul Iisus spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Așa că este acest regat al lui Dumnezeu din care putem face parte fiecare dintre noi. Asta înseamnă mai mult decât avea numele înscris în registrul unei biserici. Înseamnă dorința personală de a aparține lui Dumnezeu, de a asculta de etica împărăției lui Dumnezeu. Spuneai de botez, ne-am mai discutat despre asta. Este o condiție pentru a putea intra în împărăție? Mă gândesc, unele culte nu botează copiii de bebeluși și dacă se întâmplă până la maturitate când ar putea decide acea persoană să se boteze, ce, nu știu, dacă se întâmplă vreo tragedie și moare, ce se întâmplă cu acea persoană dacă n-a apucat să facă botezul? Da. Nu știm exact ce se întâmplă cu un copil care moare, decât că el încetează să existe până când Dumnezeu îi va da sentința. Dar vreau să te asigur de un lucru. Un copil care moare nebotezat din cauza faptului că părinții nu au plătit taxa ca să fie botezat și nu au avut posibilitatea să facă un eveniment din lucrul acesta, nu va fi pierdut doar pentru că, la ora actuală, a boteza un copil este aproape un lux. Chiar dacă se supără unii pe mine, din tot ceea ce îmi spun unii prieteni, cam așa se întâmplă. De aceea, Dumnezeu a lăsat în Sfânta Scriptură niște reguli clare pentru botez. Spre exemplu, Cuvântul Dumnezeu spune, mergeți în toată lumea și provăliți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit. Cine nu va crede, va fi osândit. Copiilor poate să li se propovădească Evanghelia, numai că ei nu înțeleg. Ei nu pot să creadă. Crezi la o vârstă a maturității. Iisus a fost botezat la 30 de ani. Ioan boteza oameni, bărbați, femei, la vârstă matură. Apostolii botezau oameni la vârstă matură. Că la un moment dat există câte o expresie de genul a fost botezată Lidia și toată casa ei sau a fost botezat temnicerul din Filipi și toată casa lui. Nu înseamnă că în această expresie toată casa lui erau neapărat copii bebeluși sau minori. În contextul acesta, botezul copiilor vine pe firmamentul credinței creștine abia după Sfântul Augustin, abia după secolul V, când se pune această întrebare. Ce se întâmplă cu copiii care mor și care nu au fost botezați? Lucrurile sunt complexe, nu sunt simple deloc, dar noi știm un singur lucru. Dumnezeu care este suveran și care își va fi arătat dreptatea înaintea Universului, pentru că, Rădean, nu știu dacă știai, Dumnezeu însuși se oferă pe sine judecății universale. Și vreau să citesc o chestie foarte interesantă. Și pe baza acestui text, eu cred că Dumnezeu va face ce va voi. În sensul că
va mântui sau va pierde pe cine va alege el să mântuie, să piardă. În același timp însă cred că Dumnezeu nu este arbitrat. Uite, vreau să citesc textul din Romani, la capitolul 3, cu versetul 4. Zice așa: nici de cum, dimpotrivă, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși, după cum este scris, ca să fii găsit neprihănit în cuvintele tale și să ieși biruitor când vei fi judecat. Dumnezeu judecat. Dumnezeu judecat. Este senzațională chestia asta. Da, Dumnezeu va fi judecat de către univers. Și în contextul acesta, Dumnezeu va face și va alege dreptatea. Eu sunt convins că Dumnezeu va ști ce va fi ajuns acel copil dacă ar fi apucat să trăiască. Cornel, aș dori să-ți citesc o întrebare pe care am primit-o în live în această seară, până da, să continui, că Gabriel ne-a scris mai multe întrebări. Este vorba de Anita. Dorește să-i explici versetele 11 și 12 din Daniel 12. Daniel 12, 11 și 12. De la vremea când va înceta jertfa necurmată și de când se va așeza urăciunea pustitorului, vor mai fi 1290 de zile. Ferice de cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile. Iar tu, du-te până va veni sfârșitul, tu te vei odihni, versetul 13, te vei scula iarăși odată în partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Există o perioadă profetică aici, 1290 de zile, 1335 de zile. Această perioadă profetică, după părerea unor specialiști, se încheie în 1844. Aceasta este o interpretare clasică pe care o îmbrățișează, în general, bisericile adventiste. Alții spun că aceste două perioade profetice s-ar încheia mai târziu, când vine Domnul Iisus Hristos. Mai anul trecut se spunea că această perioadă se încheie în 2016 și vine Domnul Iisus în octombrie. De aceea, eu nu cred că cineva are explicația perfectă în ceea ce privește cărțile profetice. Eu cred că trebuie să fim vigilenți, trebuie să studiem cu ardoare, pentru că zice la un moment dat unul către Iisus: de ce le vorbești în pilde? De ce nu le zici pe înțelesul lor? Și Iisus are un răspuns foarte interesant: pentru ca cei ce văd să nu vadă și cei ce aud să nu înțeleagă. Și ce înțelegi din asta? Înțelegi că doar cei preocupați asidu cu aceste probleme sunt binecuvântați de Dumnezeu. De aceea eu recomand studiul profetic, însă nu mă hazardez în speculații interpretative care mâine s-ar putea să nu mai fie valabile. Aici, cuvântul Dumnezeu vorbește despre un timp al sfârșitului. Conform Bibliei, o zi profetică înseamnă un an. De la un anumit eveniment până la un anumit eveniment vor trece 1335 de ani. De la un alt eveniment până la alt eveniment vor trece 1290 de ani. Cum spuneam, sunt corespondențe cu anul 1844. Sunt și alte corespondențe. Eu cred că trebuie să ne punem serios pe studiu. Cărțile Daniel și Apocalipsa trebuie scoase la lumină, trebuie scoase în față. Și probabil că în curând plănuiesc o emisiune profetică pentru postul A7 TV. Mă gândesc la lucrul acesta de ceva vreme și mă gândesc ca Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne dea o direcție foarte sănătoasă, bună, pe care să putem merge în desfășurarea profetică. Cornel, voi continua cu întrebările din partea lui Gabriel. Cum poți avea o familie fericită? Într-o singură condiție poți să ai o familie fericită. Dacă amândoi, împreună cu Dumnezeu, merg în aceeași direcție. Dacă doar unul merge într-o direcție și unul trage în altă direcție, nu prea poți să ai o familie fericită. Aici e vorba aceea cu jugul nepotrivit? Poate să fie vorba cu jugul nepotrivit și nu se referă doar la un creștin și la un necreștin. Poate să fie doi total diferiți, unul trage într-o stânga, unul trage în dreapta și lucrurile pot să fie dureroase. Numai că Dumnezeu nu ne-a chemat neapărat să fim mai fericiți, ci mai sfinți. Și uneori fericirea rămâne un deziderat. Nu prea se împlinește. Chiar atunci când nu prea se împlinește, trebuie să ne strângem, cum spune Apostolul Pavel, coapsele minții noastre, încingeți-vă coapsele minții voastre, baierele minții,
și să mergem înainte spre scopul final. Uneori însă în anumite familii nu se poate și se întâmplă lucruri dramatice tocmai pentru că unul o ia într-o direcție, unul în alta și unul merge cu frâna de mână trasă. Ai mers doar la mașină cu frâna de mână trasă? Mi s-a întâmplat, da. Și lucrurile degenerează. De aceea, dacă amândoi privesc înainte și lângă este Dumnezeu, lucrurile vor fi bune. Dacă unul se întoarce pe cale, lucrurile nu vor fi foarte bune. Dumnezeu să ne dea înțelepciune și să ne păzească de tot ce este rău. Eu nu-ți spun o întrebare foarte interesantă și sunt foarte curioasă cum îi vei răspunde. Cum este mai fericit omul ascultând de Dumnezeu? Însurat sau neînsurat? Având în vedere strâmtorarea de acum, zice Apostolul Pavel, în secolul I al erei creștine, zice, eu aș fi de părere ca fiecare să devină ca mine. Apostolul Pavel era necăsătorit. După părerea unor specialiști, soția lui fie murise, fie nu înțelesese schimbarea, pentru că el a avut o schimbare în viață și l-a hotărât să rămână singur toată viața. Dar zice, decât să ardă cineva, mai bine să se căsătorească. Adică decât să umble haihui, mai bine să se căsătorească. Lucrurile sunt foarte dificile. Sunt unii oameni care pot să rămână necăsătoriți. Au un dar de la Dumnezeu pentru asta și se consacră anumitor scopuri nobile ale vieților lor. Și nu păcătuiesc și rămân necăsătoriți. Unii oameni însă nu au darul acesta al celibatului. Și Apostolul Pavel zice, decât să ardă, mai bine să se căsătorească. De aceea sunt și eu de acord cu Apostolul Pavel. Mai am o întrebare din partea lui Gabriel, dar Viorica te întreabă, cum se înțelege textul din Judecători 14 cu 4? Judecători, capitolul 14, versetul 4. Versetul 4. Tatăl său și mama sa nu știau că lucrul acesta venea de la Domnul, căci Samson căuta un prilej de ceartă din partea filistenilor, în vremea aceea filistenii stăpâneau peste Israel. Și a spune, nu știau că lucrul acesta vine de la Domnul și tot în Biblie găsim, nu vă înjucați la un joc nepotrivit cu cei nepotriviți. Ce necredincios. Da. Lucrurile sunt sensibile aici, pentru că uneori o secundă. Uneori aceste expresii, lucrul acesta venea de la Domnul, trebuie înțeles în contextul general. Și anume, ce venea de la Domnul? Faptul că lui îi plăcea o fată care nu era potrivită pentru el? Nu. Ce venea de la Domnul era dorința lui Samson de a se apropia de filisteni, de a căuta cumva o confruntare cu filistenii care îi apăsau pe copiii lui Dumnezeu. Da? Cam asta venea de la Domnul. Dorința lui Samson de a se apropia de filisteni. Acum lucrurile pot fi interpretate, dar eu înțeleg în felul acesta. Nu că Domnul vrea ca un tânăr israelit să se închină la Dagon, care era zeul filistenilor. Nu venea de la Domnul lucrul acesta. Ci venea de la Domnul dorința lui Samson de a elibera pe israeliți de sub robia filistenilor, pentru că era o robie cruntă. Acum revin la întrebarea lui Gabi, ultima. Cum poți recunoaște închinarea perfectă? Închinarea perfectă. Aici este o problemă. Pentru că noi oamenii suntem imperfecți. Și că mulți dintre noi ne batem cu pumnul în piept și zicem, noi avem închinarea perfectă. Noi avem închinarea adevărată. Noi suntem cei mai tari. Noi avem tot adevărul. Aș vrea să spun cum este închinarea perfectă conform Bibliei. Uite, Domnul Iisus stă de vorbă într-o zi cu o femeie. Femeia aceasta vine să culeagă, să ia apă de la o fântână. Evenimentul se întâmplă în Ioan capitolul 4. Și în Ioan capitolul 4, femeia, după ce află că Domnul Iisus este Mesia, Mântuitorul Lumii, de fapt, înainte să afle că este Mesia, după ce Iisus îi pune câteva întrebări, ea brusc devine interesată de subiecte spirituale. Femeia asta avea o reputație cam proastă în sat, în Samaria. A avut 5 bărbați, cel cu care era acum nu era bărbat, probabil că stătea cu concubinaj, nu era căsătorită cu el și nu voia să iasă în văzul lumii că oamenii dădeau coate, se uitau la ea din două motive, unii cu gândul ca să o poftească, unii cu gândul ca să o bărfească, să o condamne. Și a ieșit la 12 ziua să scoată apă, când nu era țipene de om în zona respectivă, la 45 de grade să ieși la 12 ziua să scoți apă, era neobișnuit, femeile ieșeau seara să scoată apă. Și Domnul Iisus îi spune dă-mi să beau. Și era un pic mai brunetă, era samaritancă.
Și ea este șocată pentru că cum tu iudeu după haine și tu greu după grai ceri de la mine femeie samaritancă? Adică voi dacă mergeți în piață și vă atingeți de unii ca noi, vă duceți acasă, vă spălați pe mâini că sunteți necurați. Cum ceri tu mie apă să bei? Pentru că eu nu pot să-ți dau ție apă. Tu ești bărbat în al doilea rând. Și Iisus zice, dacă ai ști tu cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi celul să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Femeia este fascinată de amabilitatea lui Iisus, de gentilețea lui, îi se deschide și Iisus îi spune, uite, eu am apă vie, vreau să-mi dai și mie, să nu mai vin aici să scot. Și Iisus zice, uite, ca să-ți dau, trebuie să treci un test, du-te și cheamă pe bărbatul tău. Și aici n-am bărbat. Și Iisus zice, bine zici că n-ai bărbat, că ai avut 5 și ăla care ești acum nu e bărbatul tău, săracă femeie, paralizează la figurat, aoleu, ăsta știe totul despre mine și totuși vorbește cu mine. Doamne, văd că ești proroc. Dar zi-mi și mie o chestie. Uite, noi ne închinăm pe muntele acesta. Era muntele Garizim, pe care se închinau samaritenii. Israeliții se închină pe muntele Sionului, acolo la Ierusalim. Care e închinarea adevărată? Aici sau acolo? Atenție ce întreabă femeia, că este foarte important. Aici am vrut să ajung. Aici sau acolo? Și Iisus nu răspunde la întrebarea unde, ci Iisus răspunde la întrebarea cum. Și zice așa. Voi vă închinați la ce nu cunoașteți. Noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudeie. Dar vine ceasul și acum a și venit când închinătura adevărată se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Pentru că astfel de închinător dorește și Tatăl. În duh și în adevăr. Ce înseamnă închinarea aceasta perfectă? Apropo de întrebarea dragului nostru testator. În duh și în adevăr. Este o închinare însoțită de Duhul lui Dumnezeu. La Dumnezeu care este duh, care nu este o reprezentare, Dumnezeu urăște să fie reprezentat. Întotdeauna, toată Biblia vei găsi faptul că Dumnezeu urăște să fie reprezentat de statui, de imagini, de tot felul de lucruri. În Duh, El este Duh, în mintea noastră ne închinăm lui Dumnezeu, celui care este mai presus de toți Dumnezeii, Dumnezeu Atotputernic. Și în adevăr, ce înseamnă adevăr? Ce este adevărul? Tot venim vorba lui Dana, vreau să-ți dau din Sfânta Scriptură trei definiții ale adevărului. Da? Ești de acord? Da. Prima definiție se găsește în Ioan, capitolul 14, versetul 6. Iisus i-a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Închinarea în adevăr înseamnă închinare prin Iisus, care este adevărul. A doua definiție a adevărului se găsește în Ioan 17 cu versetul 17. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Iată o a doua definiție a adevărului. Iisus, când te închini lui Dumnezeu Tatăl, în duh și în adevăr, te închini prin Iisus, te închini având la bază cuvântul lui Dumnezeu care este adevărul și Iisus recunoaște această carte, Vechiul Testament, în mod special, ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Și îți mai dau definiția adevărului, care se găsește în Psalmul 119 cu 142, care mie mi-a bulversat viața, definiția aceasta. Psalmul 119 cu 142. Ascultă aici ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Dreptatea ta este o dreptate veșnică și legea ta este adevărul. Legea ta este adevărul. Și când spune Biblia legea ta, în mod special se referă la cele 5 cărți ale lui Moise, dar în mod concret se referă la cele 10 porunci, care înseamnă dragostea adevărului. Pentru că noi iubim pe Dumnezeu dacă respectăm primele 4 porunci și iubim pe aproapele dacă respectăm următoarele 6 porunci. O închinare adevărată în duh și în adevăr presupune o închinare la Dumnezeu care este în duh, care este un duh, prin Iisus Hristos, având la bază cuvântul său, păstrând principiile etice împărăției care sunt prezente în legea celor 10 porunci. Așa spune Biblia. Dumnezeu să ne ajute. Cornel George pune o întrebare interesantă. Putem compara păcătosul care cade cu scroafa care se bălăcește în noroi? Între ghilimele, evident. Apostolul Petru are o comparație dramatică. Hai să o citim. La asta face referire George. Sper să o găsesc. Dar e foarte important contextul. Este foarte important. Cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre faptul că unii oameni... Da. A doua Petru, capitolul 2,
versetul 20, pentru că întotdeauna este bine să citim contextul din care face parte un text. Nu luăm un text, cum sună nouă în urechi astăzi în secolul 21 și tragem concluzii privite. În adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele. Observ despre ce este vorba. Întinăciunile lumii, ai renunțat la ele, iar acum te încurci și ești biruit de... Ce înseamnă a fi biruit? Deci este cheia. Ești biruit de ele. Tu îți pierzi interesul pentru cele spirituale. Tu ești biruit, adică tu nu mai poți face față. Ești apăsat de povara păcatului și tu ești terminat. Sub povara acestui păcat, n-ai puterea să mai ieși, că te-ai apucat din nou de prostii, după ce Dumnezeu te-a ajutat și te-ai lăsat. Starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Adică aici e vorba despre niște oameni nobili care mai se împiedică și cad pe cale și se ridică și ar mers pe Dumnezeu. Da? Și vezi pe câte un om care a fost mort de bat prin șanțuri, care își bătea nevasta și copiii, terminat, și dintr-o dată, pac, Evanghelia în viața lui. Nu-i vine să creadă. Un om schimbat, la cravată, manierat, Dumnezeu face minuni și se întâmplă lucrul acesta. Ei, dacă omul ăsta ajunge din nou să se îmbete și să facă scandaluri și așa mai departe, starea lui ajunge mai rea decât ce a fost înainte. Pentru că Dumnezeu spune, la un moment dat, Domnul Iisus Hristos zice că Duhul ieșit dintr-un om, caută locul fără apă și la un moment dat găsește casa măturată, împodobită, casa sufletului. Și ce ia și alte 7 duhuri mai rele cu el și face și mai mare dezastru, acolo unde odată Dumnezeu a curățat. Și în contextul acesta, zice, ar fi fost mai bine pentru ei să nu fi cunoscut calea neprihănirii decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Cu ei s-a întâmplat ce spune zicala adevărată, câinele s-a întors la ce vărsase și scroafa spălată s-a întors să se tăvălească iarăși în mocirlă. Dar, repet, nu e vorba despre a merge pe cale, a te împiedica, a te juli, a cădea în noroi și a te ridica și a merge din nou pe cale în direcția pe care Dumnezeu ne dă. Pentru că noi toți suntem în acest proces de căutare a lui Dumnezeu, de a merge înainte. Ci e vorba de acel moment în care ai fost biruit, iar starea ta ajunge mai rea decât cea din tâi. Și mai mult decât atât, e vorba despre pericolul de a păcătui împotriva Duhului Sfânt. De a nu mai pierde, de a nu a mai avea interes pentru cele spirituale. Rebecca te întreabă, Cornel, ce părere aveți de Isaia, capitolul 65? Cred că ea spune aici versetele de la 17 la 25. Se vorbește de moarte în viața veșnică. Isaia, capitolul 65. Exact. 17-25 a pus un underline. Probabil că îi trebuia să fie o liniuță între ele. Da, știu despre ce este vorba. Da. Deci, lucrurile sunt foarte, foarte limpezi aici, doar că trebuie înțelese în lumina profeției lui Isaia. Isaia a fost un proroc în Vechiul Testament care avea niște viziuni și spune așa: domnule, în contextul ascultării, se pot întâmpla câteva lucruri, și anume, nu vor mai fi în el nici copii cu zile puține, nici bătrân care să nu-și împlinească zilele, căci cine va muri la vârsta de 100 de ani va fi încă tânăr și cel ce va muri în vârsta de 100 de ani va fi blestemat ca păcătos. Vor zdi case și le vor locui, vor să divi și le vor mânca rodul. Moartea poate fi prezentă în contextul unei împărății pământești care ar fi fost existentă în condițiile în care Israel ar fi primit pe Mesia, în condițiile care Mesia ar fi refăcut lucrurile din mers și ar fi făcut cerul noi, pământ nou, vor zidi case și le vor locui, vor zidi vii și le vor mânca rodul. Pe scurt pot să spun în felul următor. Toate profețiile lui Isaia care vorbesc despre moarte și care vorbesc în context pământesc nu se vor împlini pe noul pământ. S-ar fi împlinit pe pământul cel vechi, în condițiile în care planul de mântuire ar fi fost împlinit altfel, ei primindu-l pe Mesia.
în contextul noului Ierusalim, așa cum credem noi că se va întâmpla în contextul unui nou pământ, de aici din Isaia vor rămâne în vigoare doar acele elemente care se potrivesc cu noul pământ. Nu care s-ar fi potrivit cu vechiul pământ și cu împlinirea profeției de pe vechiul pământ, ci doar acele elemente care vor fi specifice noului pământ. Spre exemplu, pe nou pământ, zice cuvântul lui Dumnezeu, aici tot în Isaia, zice că când vor ieși, vor vedea trupurile moarte ale oamenilor care s-au răzvrătit împotriva mea și așa mai departe. Cuvântul lui Dumnezeu nu vorbește despre vremuri trecute, vremuri de istorie dramatică, să le vină din nou în minte oamenilor mântuiți, ci spune clar cuvântul Dumnezeu în Apocalipsa, capitolul 21, El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Adică nu va mai fi moartea unui bătrân. Ce însemna cel ce va muri la vârsta de 100 ani va fi încă tânăr? Adică ar fi fost viguros. Nu ar fi avut bolile pe care le avem noi astăzi la 100 de ani, ci ar fi fost în putere cum a fost Avram, cum a fost Moise. Zice că avea 120 de ani, puterea nu-i trecuse și vederea nu-i slăbise. Adică a murit sănătos, vorba aceea. Dar în contextul noului pământ, moartea nu va mai fi și nimănui nu-i va mai veni lucrurile trecute în minte. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Profețiile lui Isaia se vor împlini doar în acele elemente specifice noului pământ și noului Ierusalim. Cornel, noi am mai discutat despre a 10-a parte din câștigurile noastre pe care ar trebui să o dăm către biserică. Totuși, Ștefan ar dori o clarificare și o să te rog să îi răspundem. Spune așa, ce părere aveți despre creștinii care nu dau zecimea la biserică, deși ei aleg să ajute săracii cu acești bani? Dragul meu, nu pot să am nicio părere eu. Noi vrem să vedem ce părere are Dumnezeu aici, nu părerile noastre. Dați seama că se strecoară inevitabil și părerile noastre. Dar noi vrem să vedem ce părere are Dumnezeu. În Sfânta Scriptură, zeciuiala, zecimea, era partea din care trăiau slujitorii lui Dumnezeu, leviții. N-aveau moștenire, n-aveau pământ, ei trăiau din zeciuială, din zecimea oamenilor. În majoritatea bisericilor evanghelice, spre exemplu astăzi, zecimea, a 10-a parte din salariu, se dă benevol pentru întreținerea slujitorului lui Dumnezeu ca și în vechime. Numai că astăzi nu se numesc leviți, se numesc pastori sau preoți în anumite biserici. Dacă tu îți administrezi singur propriul tău venit și îl dai unde vrei tu, este responsabilitatea ta înaintea lui Dumnezeu. Problema ta cu Dumnezeu. Dacă vei căuta în Biblie un text care să-ți spună să faci ce vrei cu zecioala ta, nu vei găsi. Pentru că în Biblie spune, aduceți, Maleahi 3, capitolul 3, versetul 10, aduceți la casa visteriei toate zeciuielile. Casa visteriei însemna templu. Acum nu mai avem templu. Dar dacă nu mai avem templu, Domnul Hristos în Matei capitolul 23 cu versetul 23 zice așa: Vai de voi cărturași și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai importante lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea, dreptatea, mila și credincioșia, trebuia să le faceți, iar pe acelea, zecimea, trebuia să nu le lăsați nefăcute. Deci Noul Testament nu abrogă principiul zecimii, ci îl transferă la fel în privința slujitorului Dumnezeu. Apostolul Pavel zice, eu aș fi putut fi plătit de voi, pentru că este libertatea mea. Dar eu am ales totuși să nu fiu plătit și să mă întrețin singur. Așa că, dacă Dumnezeu spune pe inimă să ajuți pe cineva, eu zic să ajuți, dar din perspectiva mea, fă-o din alte venituri, nu din zecioala lui Dumnezeu. Și ultima întrebare, Cornel, pentru această seară. Care sunt semnele Duhului Sfânt? Pot fi mântuiți creștini fără Duhul Sfânt? Grigore întreabă acest lucru. Creștini fără Duhul Sfânt nu pot fi mântuiți pentru că singurul lian care ne leagă de Dumnezeu este Duhul Sfânt. Care este, din perspectiva Bibliei, a treia personalitate a Dumnezeirii. Nu ne convine cu Sfântul Trinitate, îl putem folosi pe cel de Dumnezeire. Însă, nu orice manifestare supranaturală din vreo biserică evanghelică neapărat trebuie să vină la Duhul Sfânt. De asemenea, Duhul Sfânt spune cuvântul Dumnezeu că dă fiecare în parte cum voiește El, nu cum voiește omul, ci cum voiește Duhul. De pildă, unuia este dat prin Duhul Sfânt să vorbească despre înțelepciune, altuia este să vorbească despre cunoștință, datorită aceluiași Duh. Dacă eu n-am puterea să vorbesc despre înțelepciune, ci doar despre cunoștință, nu trebuie să mă supăr pe Duhul Sfânt. Unora le este dat să facă minuni, altora le este dat să facă
să vorbească în alte limbi. Altora le este dată tâlcuirea limbilor. Toate aceste daruri dă unul și același Duh, care dă fiecare în parte cum voiește Duhul. În acest context, trebuie să ne punem la dispoziția Duhului Sfânt să ne dea darurile pe care Duhul le dorește. Și vreau să spun o taină, și cu asta închei, nu există om care să nu primească cel puțin un dar al Duhului Sfânt. În numele celor care ne privesc, Cornel, îți mulțumesc foarte mult și pentru răspunsurile din această seară. Mulțumim și noi și sperăm că am răspuns la câteva dintre întrebările dragilor noștri privitori. Au mai rămas, dar săptămâna viitoare ne reîntâlnim. Vă mulțumim foarte mult că ne-ați scris. Așteptăm în continuare întrebările dumneavoastră. Rămâneți aici pe a7tv.ro pentru că imediat urmează Narcisa și Alini Spas. Pagini de lumină. Au un subiect foarte interesant, așa că rămâneți pe A7. Numai bine!